Atunci când au venit magii de la răcăriță,
și l-au întrebat pe Irod unde este noul rege ce s-a născut. I-a chemat pe învățații lui Israel și au spus că în Betleem trebuie să nască. S-au dus craii la Betleem, i-a apărut steaua. Și după ce s-au închinat, pruncul Mântuitor, acest lucru e foarte important pentru o lume ca și lumea noastră păcătoasă. Ne spune Evanghelistul Matei că s-au întors pe altă cale la casa lui. Adică, colindătorii noștri, mici și mari, toți, după ce mergem la Betleem și ne închinăm Domnului Hristos, important este ca să mergem pe altă cale, la casa noastră. Pe o cale bună, pe o cale bună. Într-o lume reală, o cale bună, cu viața noastră să-L mărturisim pe El, cât de bine, cât de bine. Noi vă mulțumim pentru colind și dorim chiar toate sărbătorile să fie pline de bucurie, de har și de binecuvântare. Și să vă animați unul pe celălalt, ca să le bine vestiți și celor care încă n-au simțit cât de bun este Dumnezeu, care s-a născut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și acum, dacă este să iau o strofă de colindă, o iau pe următoarea. Ieși în pastorat. Acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios creștine să fii bun. Acesta e mesajul Dumnezeu, să fii bun. Acum cine dorește, îl servim și cu vin, dar după aceea vă servim pe copilași, vouă vă dăm suc, vă dăm pachetele și câte un calendar la toată lumea. Mulțumim.